Bine v-am regăsit, românilor! Astăzi vreau să discut despre democrația de masă, în care în de România sau de Statele Unite, dacă, deci în general, dacă ești biped și nu ai anumite boli mentale, poți vota în alegeri parlamentare și să alegi reprezentanții pentru o perioadă, depinde de stat, 4 ani, 5 ani. Sunt, bineînțeles, avantaje și dezavantaje cu acest sistem în care tu ești chemat să votezi o anumită persoană pusă în fața ta de către anumite interese și tu îi acorzi votul de încredere că acea persoană, în urma la ceea ce acea persoană ți-a spus că va face și ce direcții și ce ideologie are, ce platforme, program și alte minunății îți oferă soarele de pe cer, numai să-l votezi, tu votezi și votezi o singură dată. Deci tu votezi pe o altă persoană care va vota timp de 4 ani sau 5 ani pentru anumite legi care vor intra în funcțiune în țara ta și te vor afecta direct. De exemplu, votez pentru Vasilică. Vasilică câștigă alegerile pentru că a promis și a promis ție, ți-a promis la un număr de indivizi, de votanți, care au votat pentru acest individ, Vasilică. Și Vasilică merge în Parlament și în Parlament împreună cu Gheorghe și cu Ionică și cu alți românași din același partid, depinde de procentul care l-au în Parlament, creează niște legi, le supun la vot și dacă se votează pentru acele legi, bine, trec prin Curtea Constituțională și semnate sau veto de către președinte, depinde cum care sistem este, și devine lege această propunere, aceste. Și aceste legi vor intra în funcțiune și te vor afecta. Negativ sau pozitiv, sau poate deloc pe tine. Dar să luăm exemplu negativ. Și ce faci? Nimic nu faci. Nu faci nimic. Aștepți tu 4 sau 5 ani până când votezi iară, nu pe Vasilică de data asta, dar pe Ionica, care face același lucru. Deci tu îi dai acestui individ, Vasilică, Ionică, 4 ani să voteze legi, să zicem, constituționale, dar de o prostie crasă, și distruge viața timp de 4 ani. Pentru că tu i-ai acordat un vot odată. Deci da, Vasilică, te votez pe tine. Și Vasilică, cu clica lui, face, să zicem, 300 de legi în ăștia 4 ani sau 5 ani. Care te afectează și distruge viața ta, a copiilor tăi, așa mai departe. Și după aceea zic, oh, am așteptat 4 ani, 5 ani, și acum pot să-l votez pe Vasilica afară din Parlament, că am avut suficient, mi-a distrus 4 ani. Și votez pe Ionică, și Ionică e verișorul Vasilică, pe care îl votez iară, și încă 4 ani, 8 ani de viața mea. Ei bine, eu nu am timp să fac atâtea riscuri și să pierd ani cu Vasilică și Ionică pentru o dată când votez eu. Pot să spui, bine, dar nu poți avea vot direct, că ești ocupat și legi și nu le cunoști și n-ai timp. Am înțeles. Am înțeles. Dar atunci cum rezolvăm problema? Că dacă avem niște Ionică și Vasilică și niște alți imbecili acolo,
care fac niște legi sau pur și puși votează salarul, care e încă o prostie. Tu ce faci? Ce faci? Nu faci nimic. 4 ani sau 5 ani. Nimic. Deci din punctul de vedere e o tâmpenie această democrație de masă. Punctul 2. De unde ții informația? Experiența ta de viață, ce mergi la servici, magazin, vii acasă și ce faci? Te întâlnești cu prietenii. Ce altceva faci? Te uiți la televizor. Intri în mass media, nu? Social media. Și ții informații din stânga dreapta. Până acum vreo ce? 20 de ani erau câteva, 4 programe, 4 mari, 5 mari consorțiuri de mass media și ălea îți dădeau în general aceeași informație, toate din ele. Mă refer la Statele Unite, de exemplu. Nu are sens cu România, care erau niște penibili și vai de capul lor. Și la vremea respectivă, nu ieșau ei din tiparul vesticilor, Doamne ferește, îi faleau ei în 2 secunde. Jucau același joc, jucau joc de gleznă. Și deci ții informația de la mass media. Bun. Mass media, vedem cum funcționează în Statele Unite, care free mass media. Nu e free. Și ce mă distrează este că prin 93, 94, 95 am avut ocazia să stau de vorbă cu un colonel de securitate. Și colonelul ăsta de securitate îmi spunea, nu spunea nimic, ci era clasificat sau nu știu ce, îmi spunea, știi cine minte cel mai mult? Americanii, mă. Tu minți, glumind cu mine, ca o gazetă americană. Și eu, ha, 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 ha. Până am venit în America. Și când am venit în America, am realizat că ăla, securistul ăla, care, știi cum, securiștii, așa, 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 știa ce spune. Mai mult ca ăștia de aici, nu minte nimeni. Nici Pravda, nici Scânteia, nici ce vreți voi, nu mint așa cum mint ăștia free mass media și the free press. Este bullshit, ca să știți. Nu mă credeți, comparați. Nu comparați companii de mass media, comparați țări. Zici, bine, toți mint, e adevărat, tot mint. Dacă ăștia și câtă influență au ăștia de aici, mai fel de Statele Unite, nu are nimeni pe planeta asta. Mai e agenții France Press, Spiegel, poate BBC, care este o companie de stat. Și minte și a mințit și va minți. Uitați-vă în al doilea război mondial când s-a aruncat bomba atomică în Hiroshima și vedeți care a fost ce au spus BBC despre bomba atomică. Vă voi spune mai încolo. Au fost aruncate peste niște instalații militare. Așa au fost bombardate Hiroshima și Nagasaki. Așa a raportat BBC în 1945, în 6 și 8, sau cât a fost Hiroshima și Nagasaki. S-a aruncat o bombă atomică peste instalații militare în vis-a-vis de orașe respective. Știm clar că n-a fost așa. Dar mă rog, asta ca să știm, ca să mai vorbim și de altele. Nu intru în amănunt. Deci, dacă e o mass media te educă pe tine, cum spune un prieten de-al meu acum 10 de ani în urmă, mass media este de fapt școala adultului. Deci ne educă pe noi cum să gândim, cum să vedem viața și televizorul, școala, care da, că sunt făcute de stat, îți dai seama că se păsează status quo respectiv. Și tu mergi și votezi, bazat pe ceea ce se spune, cât timp ai să înveți. Bineînțeles că la școală ce înveți despre sistemul politic depinde de cât de interesat ești. Nu știi nimic și mai departe. Și dacă ai pe Vasilică și îți spune că pe toți ăștia cu tricou ce să zic, roșu, ce vișiniu, ce culoare e, toți ăștia primesc un picior în cur, să primesc $1000 pe lună, eu votez pentru $1000 pe lună și... sunt de acord cu Vasilica asta. Deci populism. Asta e democrația de masă, la care în momentul în care publicul își dă seama că votanții își dau seama că ei pot să-și voteze bani, s-a terminat cu democrația. Deci dacă am un Vasilica și la Vasilica asta ajunge să-mi promită mie bani sau facilități grupului meu,
numai ca să-l votez și câștigă, atunci s-a terminat, pentru că ai acești politicieni care se vor focusa spre grupuri și spre anumite, cum e aici așa numită The Rainbow Coalition, coaliția Curcubeu, în care toți ăștia care săracii sunt victime, toți au supărat rău și ai pe acești politicieni care le spun vă dăm pâine și jocuri și să le dați la picioare în cur la alții. Na, asta e cu democrația de masă. Nu pot să fiu nihilist și trebuie să vin cu o soluție și soluția trebuie o educare a populației. O educare a populației cu teste. Și cu teste și în funcție de teste ai 25% de vot, ai jumătate de vot, ai 75% și vot întreg. În funcție de testele care ești capabil să le iei. Te întreabă unul care are sistemul politic și tu zici că este, nu știu ce zic, canibalism, definitely, cu siguranță nu treci de să ai drept de vot. Trebuie să știi ceva, pentru că este foarte important tu îți oferi dreptul de decizie unei persoane pentru viața ta. Este mai important decât de gândești ce autobus iau să mă ducă până la cimitir sau până la magazin. Astea nu-s decizii. Și totuși te gândești la așa și te interesezi și te uiți sau să ții o casă sau o mașină, faci studii și vezi. Asta așa, fiecare mereu votează și pe cât știe. Nu. Treaba e foarte serioasă. Trebuie să știi despre ce e vorba. Și să știi ceva despre sistemul politic, să iei niște clase, trebuie să iei niște cursuri, trebuie să iei niște teste. Și în funcție de testele care le iei, de cât de capabil ești, ai drept de 25% prima oară, 50%, 75% vot întreg. Altfel avem ceva acum, du-te la, vorbește cu persoane în oraș sau la țară și întreabă de sistem. Și vezi ce-ți spun, și vezi ce știu despre candidați. Întreabă despre istoricul partidului, întreabă despre platforma program, întreabă despre chestia și vezi cât spun. Aia n-au drept să voteze. Noi nu avem drept să voteze, nu că ei sunt ei și noi suntem aia deștepții. Nu, trebuie să trecem niște teste de aptitudine. Nu se poate să votăm așa ca numai că m-am născut aici și nu sunt țicnit încă sau nu sunt țicnit prea tare și am vrut să votez dreptul meu de naștere. Păi nu, eu sunt un tâmpit, un cretin care nu știu de ce e vorba și anulez votul la unul care știe. Numai de ce, că sunt aici și poate, de exemplu, eu nu produc nimic pentru populație, nu produc nimic pentru societate. Poate eu stau acasă și nu fac nimic de ziua de așa. Am drept de vot. De ce? De ce? Cum e aia? No taxation without representation? Regea. Adică am voie să votez și am ceva de spus, dar eu nu produc nimic, nu mi-aduc aportul. Eu sunt o papagal care stă pe spinarea altora. Deci lucrează, fă ceva. Voluntariază-te. Trebuie să ai o anumită responsabilitate. Trebuie să ai o anumită responsabilitate. Asta e în foarte limitat, foarte scurtă discuție despre vot și democrația în masă, care a fost racolată și este racolată de marele interese financiare, care au mari mass media outlets și au acces la mare masă de oameni care vor vota. Deci absolut de influență a populației, de educare. Iar atunci când poți să ai o mass media care, așa zis, e liberă, poți să ai un sistem politic, oamenii se facă, votează, aleg ăștia pe cine aleg, dar dacă ai interesul economic mână-mână cu sistemul politic, și cu partea politică unei societăți, asta este, trecem în fascism. Asta este definiția, de fapt, mână în mână, marele interese financiare și politic împreună cu mass media s-a terminat. Închei acum și ne vedem data viitoare. Fiți puternici și stați tari.